Primul speaker este din Arad. El este mereu la datorie. Este un om deosebit. Acasă, familist, de meserie polițist și în business realist. Nu este ușor să fii polițist, mai ales în aceste vremuri unice, în aceste zile în care e nevoie să fii ancorat în realitate mai mult ca oricând. Marian, hello, bună seara la toată lumea. Sper că mă auziți bine. Da, te auzim perfect. Da, e greu după așa vorbitori să pun eu punctul pe ei, cum ai zis tu mai devreme. Da, o să încercăm să facem lucrul ăsta. O să vă spun exact realitatea vieții network marketing și mai ales cea alături de Lifestyle Global. Mulțumesc antevorbitorilor mei că au vorbit excelent, au pregătit terenul, ca să zicem așa, pentru muncă, pentru ceea ce ne doare pe toți. Așa, de ce nu vreau asta? Așa. Leu, cel mai frumos animal. Da? Un leu aleargă mai repede când este înfometat. La noi, foamea asta ne dau visele pe care o avem noi. Și cu cât visele sunt mai mari, exact așa cum au zis și antevorbitorii mei, și fuga noastră sau plăcerea de a prinde visele devine tot mai mare. Așa că eu vă urez celor mai ales celor care sunteți noi, bun venit în jungla noastră. Ce înseamnă succesul? Fiecare are definit propria definiție pentru succes sau unde vrea el să ajungă. Unii vor libertate și siguranță, alții își doresc mai multă sănătate, alții vor mai mulți bani, alții vor excursii. Ați văzut, fiecare are motive și vise diferite. Alții vor să-i ajute pe cei din jurul lor. Însă, pașii către succes, indiferent pe cine ați întreba, indiferent de domeniul în care se activează, sunt cam aceiași. Cum ajungem la succes? Păi, în primul rând, trebuie să avem un motiv. Ați văzut, s-a vorbit foarte mult despre vis. Visul e cel mai important. Da? Avem un vis, ăla ne duce înainte. Dar pur și simplu să stai în pat și să visezi sau să te uiți pe pereți și să visezi nu o să te ducă niciunde, la niciun succes. Avem nevoie de un vehicul. Da? În cazul nostru, vehiculul ăsta e business-ul pe care ne-l pune la dispoziție compania Lifestyle. Dar vehiculul ăsta, degeaba mergi și stai într-o mașină dacă nu pornești, da? Trebuie să faci o muncă. Munca asta trebuie să o facem noi. Noi o facem împreună cu echipa. Iar ca să rezisti realității de zi cu zi, cum a zis Freud, trebuie să ai vis. Deci tot la fiecare pas ne lovim de visul ăsta, de dorința fiecăruia. Dorință care trebuie să o trăim exact cum zicea și Ianuș mai devreme, în prezent. Dar obiectivul visului trebuie să fie atât de mare încât să te sperie și pe tine să râdă prietenii tăi de tine. Deci, practic, trebuie să-ți fie frică de visul tău cât e de puternic. Dar tu să crezi în realizarea lui. Cum le putem realiza visele cu Lifestyle și ce ne aduce asocierea cu această companie? Păi, simplu. Putem câștiga prin simplu fapt că noi cumpărăm. Și luna asta avem o promoție super faină. Întrebați persoanele care v-au invitat exact despre ce e vorba și cum puteți să beneficiați de ea. Este un business disponibil și nu ai nevoie de sume foarte mari de bani. Practic, cea mai mare parte a sumei pe care investești în produsele pe care le cumperi. Investiția să-ți deschizi afacerea de 25 de euro. Spuneți-mi și mie ce afacere mai deschizi în ziua de astăzi cu 25 de euro. Da? Nu ține seama de vârstă. Mai puțin, că trebuie să ai minim 18 ani, sex, pregătire, statut social, religie și așa mai departe. Contează până la urmă unde vrei tu să ajungi. Business-ul e foarte simplu de construit pentru că ești ajutat de toți cei din jurul tău cu care intri în contact în această afacere. Cel mai frumos lucru însă și cel mai greu, că nimic nu e obligatoriu. Da? Cine are microfonul? Așa, faptul că nu e obligatoriu, credeți-mă, e cel mai greu lucru. Dar ești ajutat dacă vrei.
Adică în realizarea planurilor tale pentru business te va ajuta echipa, te va ajuta sponsorul, te va ajuta sponsorul sponsorului pentru că au interes direct în toată treaba asta. Poți lucra la fel în ritmul tău. Nu te obligă nimeni să lucrezi dimineața sau seara sau la prânz sau noaptea sau în weekend sau asta. Cum consideri tu care e ritmul tău și în funcție de cât ai visul tău de mare? Nu ai șef. Nu o să te tragă nimeni la răspundere niciodată. Da? Pentru că n-ai făcut sau ai făcut sau ce ai făcut. Barometru, ca să zicem așa, e tot visul tău. Nu ai nevoie de spații, de angajați, de stocuri de marfă. Ceea ce, mai ales în vremurile astea, e un avantaj fantastic. Fantastic. Nu trebuie să ții produse pe stoc ca să poți să faci business-ul. Nu trebuie să angajezi pe nimeni ca să îți promovezi afacerea. Pur și simplu, prin aceste întâlniri ne promovăm. Da? Dispunem de produse exclusive și ecologice, ceea ce se caută. Toată lumea, mai ales acum în perioada asta, ați văzut, caută să-și îmbunătățească sănătatea, caută produsele bune, caută viața mai bună. Da? Nu avem limită de teritorii. Deci, în toate țările din lume putem să ne extindem afacerea. În momentul de față putem să o extindem în țările în care e deschisă, dar dacă aveți curajul și visați foarte mare, puteți să vă apucați să deschideți singur țări, nu e nicio problemă. Ai recunoaștere la nivel mondial, adică eu pot să-mi desfășor activitatea de la mine din cameră de acasă și să am recunoașterea la nivel mondial, nu știu, unde se țin seminarii Life Farm, la New York, la Jakarta, la Bangkok, nu știu. Poți să te oprești, să repornești. Păi, poate vrei să pleci în vacanță o lună, poate vrei să pleci într-o croazieră gratuită ofertă de companie o săptămână. Poți să te oprești, nu trebuie să muncești săptămâna aia sau luna aia. Nu te trage nimeni de mânecă. Numai visul tău, ăla o să te tragă de mânecă dacă într-adevăr e foarte mare visul. Afacerea are credibilitate și verificabilă. Verificați aceste aspecte din surse oficiale, verificați cu sponsorii voștri sau persoana care v-a invitat, știe cel mai bine să vă îndrume exact unde să mergeți să căutați informațiile corecte. Da? Chiar ieri am avut o discuție cu cineva și îmi spunea, zice, bă, dacă vrei să afli ceva rău despre un business, zice, oricum găsești pe net ceva, că la un moment dat pe cineva o nemulțumit în vreun fel. Eu nu prea am găsit despre la Minine și despre Life Farm pe net. Cine găsește, chiar îl rog frumos să-mi trimită și mie. Și acum, exact punctul ăla de păi, munca, ce avem de făcut? Nimic mai simplu. În primul rând trebuie să te înscrii dacă vrei business-ul, dacă vrei produse de calitate și să urmezi treptele în afacere. Treptele în afacere sunt niște denumiri care sunt date pentru o anumită muncă care ai depus-o și ai avut un succes. Trebuie să înscrii una, două, trei, șase, zece persoane ca să ajungi la niște nivele. Discutați nivelele cu persoana care v-a invitat să vă explice exact. Odată ce te-ai înscris și vrei să urmezi treptele astea, devină în primul rând utilizator 100% al produselor, adică folosește toate cele șase produse, că n-avem multe, și intră în acel program de auto-delivery lunar care îți aduce avantaje enorme. Poți să iei produse și gratis prin intermediul programului de auto-delivery, dar asta la fel, amănuntele discuțiile cu persoanele care v-au invitat. Prezintă produsele și planul de afaceri. Produsele se pot prezenta, acum poate e mai greu în perioada asta să le prezint fizic, dar avem în fiecare marți, prin echipa Life în România, susținută de Sergiu, la care îi mulțumim foarte mult, avem o oră de prezentare a produselor, de expunere a produselor și a efectelor care acestea le au în viața noastră. Iar planul de afaceri ne întâlnim în fiecare miercuri pentru o oră, o oră și un pic, exact cum facem astăzi. Iar în cadrul fiecarei echipe, în momentul de față, mai avem și alte întâlniri în timpul săptămânii, dar asta, la fel, discutați cu persoanele care v-a invitat. Organizează întâlniri cu echipa ta și participă la toate întâlnirile organizate de companie sau îndrumătorii tăi.
ajungi și tu să organizezi. Nu trebuie să organizezi de mâine dacă te-ai înscris astăzi sau te-ai înscris astăzi. O să organizezi, dar participă la toate întâlnirile ca să vezi exact unde vrei să ajungi cu afacerea asta, unde te duci și ce ai de făcut. Da? Pregătește-te zilnic. Pregătirea e unul dintre elementele importante în orice business. Citiți zilnic, ascultați, nu știu, video motivaționale, muzică de relaxare, ceva care să prin care dumneavoastră să creșteți personal. Vizionează videouri, vizionează, nu știu, poze care să vă întărească visul, să vă întărească încrederea în voi. Da? Și cel mai important lucru, bucură-te de viața alături de cei dragi. Petrece timp și bucură-te cu familia, cu apropiații, cu cățelul, cu purcelul, cu cine sunt apropiați din viața asta. Bucurați-vă de viață. Da? Și cel mai frumos și ce-mi place mie, cum definim activitatea noastră? Deci, noi facem marketingul unor produse prin intermediul unei rețele de distribuitori, din vorbă în vorbă, transmițând povești reale. Deci tot business-ul nostru se bazează pe a prezenta niște fapte de viață, niște elemente pe care oamenii le-au trăit, le prezentăm altora să vadă cum ne construim noi afacerea. Dar aveți în vedere și faptul că într-un an de zile 80% din cei care se afiliază într-un sistem de network marketing dispar din diferite motive. Se înscriu și nu își pun comandă, își pun o comandă și nu folosesc produsele, nu își mai pun a doua comandă. Deci ăia nici nu intră în calcul la construirea afacerii. Rămân 20% care încep să construiască. Din ăștia 20% sunt 15% care reușesc să ajungă la niște venituri medii de undeva la 1000 de euro pe lună. Iar cei 5% sunt cei care ajung marea majoritate de lideri. Iar din această mare majoritate de lideri, exact cum ne zicea Alex Omog în întâlnirea trecută, există un procent foarte mic de 0,23% care sunt liderii de top. Acum, visul dumneavoastră, nu știu spre care partea asta vă duce din ce v-am zis eu, dar nu rămâneți în primii 80%. Vă mulțumesc și vă doresc o seară minunată!